Perle simulare BAC 2024 istorie. Nicolae al doilea a fost ultimul țăran al Rusiei. Puterea executivă era excitată de guvern. După întoarcerea bărbaților din război a avut loc un baby boom. Și ăsta este titlul unei postări a celor de la România TV. De fapt, al unui articol postat de cei de la România TV, pe care un prieten l-a șeruit astăzi pe unul dintre grupurile clasei. Și totul bine și frumos, adică cine nu iubește până la urmă perlele de la bac sau de la simulare? Doar că, vedeți voi, există o problemă în toată treaba asta, și anume că, în general, nu apar perle la simulări. Și mai mult decât atâta, perlele pe care domnii de la România TV le-au dat nu ar trebui să existe Pentru că perlele respective nu aveau cum să apară în urma subiectelor pe care noi le-am primit la simularea de la istorie so, Ce, ce s-a întâmplat? care e faza? Și de ce m-am ofticat eu atât de tare încât acum la 9 seara, înainte de o zi de școală, topindu-mă literalmente de somn, pentru că chiar nu este somn, m-am decis să-mi pun stabilizatorul și lavaliera pe care mi-am cumpărat-o, by the way, ăsta e primul test cu ele, deci dacă nu se aude foarte bine sau nu se vede foarte bine, nu e chiar problema mea, cel puțin pentru acest videoclip. Deci, de ce m-am ofticat atât de tare? Păi, pentru că televiziunile au început să facă în continuare ce știu cel mai bine. Sau, hai să ne referim la una singură, pentru că aia a pornit tot. Și anume România TV, respectiv publicația celor de la România TV din online. Și să ne uităm acum un pic pe calculator să vedem cât de mincinoși și cât de parșivi pot să fie cei de la România TV și cum își bat efectiv joc de noi, toți cei care am dat simularea la istorie anul ăsta și de noi, generația noastră în general, pentru că o să vedeți în articol, noi suntem generația TikTok și cam asta e povestea, adică pentru ei nu existăm. Existăm doar din două perspective, fie suntem generația TikTok, fie suntem generația aia care ar trebui să voteze pentru prima dată în 2024, așa că hai să o manipulăm cum putem. Și o să vedeți imediat despre ce vorbim, trecem pe calculator să vedeți de ce tot ce au inventat sau nu chiar au inventat cei de la România TV este o bazaconie Și de ce, nu știu, măcar să ne răspundem la întrebarea, bă, trustul ăsta de presă chiar mai funcționează? Adică după toate chestiile prin care a trecut, inclusiv cu Shelly, după toate scandalele mediatice, chestia asta încă funcționează și o mai urmărește cineva? Și faza e că da, pentru că este în prime time cel mai urmărit post de televiziune, este una dintre cele mai citite publicații online dar publicul pe care îl au este preponderent plus uh, 65. De aici termen pe cum generația TikTok, pentru că vezi, doamne, noi suntem generația aia care nu face nimic, care pierde timpul și care se vai de capul ei. În realitate lucrurile stau total diferit. Hai să vedem. Bun, deci am intrat pe site-ul celor de la România TV, da? Asta e titlul exact cel pe care vi l-am zis și vouă. Per restimulare BAC 2024. Nicolae al doilea a fost ultimul țăran al Rusiei, puterea executivă era excitată de guvern. Și după întoarcerea bărbaților din război, a avut loc un baby boom. Haideți să vedeți exact unde mi-am dat eu seama. Eu am deja ochiul destul de bine format pentru presa din România și îmi dau seama unde exagerează și care e de fapt scopul lor. De asta mi-am și, mi și dat seama că postarea în sine este greșită sau intenționat mincinoasă, mai degrabă. Și avem aici primul paragraf. România educată se oglindește cel mai bine în perele de la examenele naționale. România Educată fiind evident un apropo electoral la proiectul nereușit al domnului Klaus Iohannis. Cum știm că România TV este o publicație care simpatizează stânga din România, nu mai zicem numele partidului că îl știe toată lumea, e evident. Producția acestora crește de la an la an pe măsură ce autoritățile, care se pare că nu l-au citit pe Caragiale, mai fac o comisie și un raport în loc să rezolve problema. Da, nu l-au citit pe Caragiale. Nici voi probabil nu ați citit pe Caragiale, pentru că și voi faceți exact aceeași prostie, Esteți niște mincinoși și o să vedem exact mai jos. Pele simulare BAC 2024, peste 140.000 de elevi au simulat ceea ce se numește examenul maturității, dar nu au simulat deloc atunci când vine vorba de cunoștințe, tot mai precare de la an la an. Cu multe meditații pe TikTok. Da, pentru că elevii din România și au meditațiile pe TikTok. Pentru că sistemul educațional e atât de praf, încât sunt nevoiți să-și am meditație de pe TikTok și nu văd unde e problema cu chestia asta. Pe lângă meditație fizică sunt atâția profesori foarte fine pe TikTok care chiar își fac treaba. Deci care e problema? Și lecturi intense pe etichetele băuturilor energizante, deci suntem pe lângă generația TikTok, generația băuturi energizante, tot mai mulți elevi din ultimele generații parcă nu au nici cele mai elementare cunoștințe. Avem vârfuri cu care ne mândrim la Olimpiade Internaționale, dar și o masă tot mai mare de corigenți, între care este, vorba lui Eminescu, o prăpastie, o genune. Vă dați seama ce exprimă acolo pe redacția România TV? O prăpastie, o genune. Și urmează lista cu perle. Și aici deja lucrurile au devenit clare. Litovoi și fratele său bărbat au participat la emanciparea țării românești. În opinia mea, relația dintre Moldova și Imperiul Otoman au fost extrem de diverse. Până aici nu se dă exact seama. Dar Puterea executivă era citată de guvern. Parlamentul României are două structuri, una unicamerală și una bicamerală, domnitor precum Vlad Țepeș. Păi stai un pic, că subiectul nostru nu am avut niciun Vlad Țepeș și deja de aici toate perle pe care le-au enumerat n-au treabă cu subiectul pe care noi l-am dat. Și Imperiul Otoman a cucerit halatul tătar al Crimei, dincolo de aceste perle în sine o altă practică politică era socialismul. Deci nu are treabă cu subiectul pe care noi l-am dat anul ăsta. Și m-am dus foarte frumos. Benito Mussolini. Ce Benito Mussolini? Că noi n-am avut niciun Benito Mussolini la uh, simulare. Deci, în afară de două, trei aspecte din chestia asta, nu se pupa nimica. Geto Dacia au continuat să trăiască pe columna lui Traian. N-am avut nimica legat de Traian. Și haideți să ne uităm, da? Intrăm foarte frumos pe Google și căutăm ce este cel mai logic. Oare de unde au luat ei perele astea? Pe lângă sursa pe care o dau aici, în acest articol, și cred că nici nu mai văd. Ați scos-o, ce au făcut-o cu ea? Așa, sursa, aici. Dorugradinaru.ro Cine e ăsta? Habar n-am și de ce este sursa pentru deja 5 publicații din România, pentru că de pe lângă România TV mai trebuie să preia și alții inepția asta de știre artificială creată pentru publicitate electorală. Mă refer la știri pe surse și ziarul Unirea din Alba. Felicită, este cei mai cei mai buni jurnaliști, nu ați învățat nimic în ultimii 10 ani de când tot vă acuză toată lumea de orice și are dreptate. Bun, și avem acest site pe care sunt o grămadă de perle. Care e scopul, care e ideea, nu știu dar nu e scrisă niciodată. Deci nu poți să-ți dai seama neapărat. Deci dacă nu erai atent la perle pe care le-au dat ei și îți dai seama că bă, subiectul nu are nicio legătură, poate că nu îți dai seama din chestia asta. Dar hai să mergem la subiectul de BAC, la istorie din 2023, adică cel de anul trecut, cu alte cuvinte. Examenul Național de Bacalaureat. Intrăm pe Hot News, o publicație care se respectă. Hopa, direct, din prima. Vlad Țepeș, Imperiul Otoman, Țara românească, Mehmet al doilea. Ce mai avem aici? Haideți să... Radu Șerban. Păi stai un pic. Chestia asta e exact ce găsim noi în perle publicate de România TV, nu? Da. Pur și simplu da. Și haideți să ne uităm pe subiectul pe care noi l-am avut, da? Sub... Haideți că mai știu, mai și știu să scriu. Subiect simulare istorie, bac, 2024. Da, tot pe Hot News mergem. O publicație care mai se respectă. Și singurul lucru comun e Turcia, atâta. Dar în rest n-ai nimic. Ai Constituții. Deci tot subiectul a fost constituit pe Cuza și Constituții. Nu tu Mussolini, nu tu Hitler, nu tu Mehmet al II-lea, nu tu columna lui Traian. Deci, clar, ceea ce au făcut ei, pentru că dacă dăm o verificare după aceea pe Google, vom observa că acestea sunt perle pe care toate site-urile de presă le-au dat la bacul la istorie din 2023. Deci ce au făcut cei de la România TV ca să tragem niște concluzii? Păi foarte frumos, au pus titlul ăsta Perle Simulare BAC 2024, un clickbait ordinar, au mințit pentru că nu sunt din 2024, sunt din 2023, nu sunt de la simulare, sunt de la examenul de bacalaureat, după aceea ne-au făcut pe noi ăștia de 18-19 ani, generația TikTok și generația băuturilor energizante. Și l-au mai și criticat pe Iohannis pentru România educată. Deci asta e tot ce s-a întâmplat. Și chestia s-a mai enervat la culme. Pentru că știi care e faza pentru mulți, deci mulți nu se prind. Uitați aici, 8 martie 2024, mulți nu se prind că perlele din acest articol sunt de anul trecut, de la examenul de bacalaureat de anul trecut. Și asta e o problemă a sistemului educațional, că nu ești capabil să distingi propaganda asta care e și așa capul ei. România educată, lecturi intense pe etichetele băuturilor energizante. Bă, voi vă dați seama? Mamă, meditații pe TikTok. Deci m-ați spart, frate, cu exprimările astea. România TV, România TV, ce să vrei. Bun, și na, cam asta e videoclipul, cam asta e problema mea la 9 și jumătate seara deja într-o zi de duminică. Probabil așteptăm să merg mâine la școală și să așteptăm și rezultatele alea care o să vină la simulare vine probabil. Deci da. Și tot și boie nașpa. Adică serios? 2024, Ați avut proces cu Shelly pentru că l-ați făcut în fel și chip, ați dat știri neverificate. Acum a scris minciuni. Și totuși aveți 1,5 milioane de oameni care se uită la emisiunile voastre în fiecare seară și că le băgați pe gât reclame la Colebil și la Catena. Am nu se înțelege că am ceva probleme cu Catena și cu Colebil, dar să înțelegem un pic despre ce vorbim. Da, deci ăsta a fost videoclipul. Chiar aveam un plan să postez ceva mult mai interesant, dar asta a ieșit și... O să avem o serie interesantă pe canal, probabil o să o încep mâine sau poi mâine. Sunt curios dacă facem views la clipul ăsta. Dar și voi un share acolo printre prieteni ca să se înțeleagă că încă există mentalitatea aia idiotă, că noi suntem generația TikTok și generația băuturi energizante. Și un like dacă v-a plăcut, un subscribe dacă vă mai interesează videoclipuri. În general nu mai iau de lucruri de genul, dar băi, când mă enervează, mă enervează și... Este videoclipul ăsta, știți, înțelegeți voi. Da, deci, până data viitoare, pe curând!